Bună seara! Porțile Nordului se deschid astăzi. Ce zi e astăzi, Claudiu? Ultima zi din luna martie, 31 martie. Ultima zi din luna martie la Baia Mare, într-un birou oficial de manager la Teatrul Municipal Baia Mare, dar în realitate suntem în casa permanentă a regizorului și actorului și prietenului nostru, Claudiu Pintican, care ne-a îngăduit să-i luăm interviu și să ne spună proiectul său de teatru mai de demult și cel de acum. Claudiu, cum a fost până am ajuns aici? Când am ajuns aici unde? Aici? Aici, în biroul acesta, să zicem, oficial. Hai, o poveste lungă. Biroul nu este deloc oficial. Eu cred că e un birou destul de primitor, ușa e aproape tot timpul deschisă. Este destul de mititel, însă încercăm să îl umplem cu viață și să se întâmple foarte multe lucruri. De dimineața, de la 8 și un pic, 8, până după masa la 4, de multe ori până seara, târziu, după ce se termină și ultimul spectacolele de seară. Aici este o activitate continuă. Chiar râdeam de una dintre colege care lucrează, are un birou la etaj, a trebuit să stea câteva zile aici și a spus că aici este gradul zero și că ea nu rezistă temperaturii. Ca să spun drept, luni dimineața, la prima oră când am venit eu, să ne punem de comun acord cu privire la acest sfat, așa, cu public virtual, am stat 10 minute și am fugit. Era, într-adevăr, foc. Da, și a prins o perioadă destul de liniștită. Deci sunt perioade în care se vorbește la vreo 3-4 telefoane deodată, vorbim cu mai mulți oameni, e un du-te-vino continuu și se întâmplă multe lucruri, pentru că, de fapt, de aceea e și tot acest dinamism, pentru că odată ajuns aici ne-am propus să fac cât mai multe lucruri frumoase, ca să existe o paletă cât mai variată de evenimente culturale, o viață culturală bogată în oraș, pentru că consider eu, în felul acesta, reușești să adun oamenii frumoși în jurul unui lucru frumos sau unor lucruri frumoase și pot să îi transformi în oameni mai buni. Claudiu, scuză-mă că întrerup, dar vreau și eu să zic câte ceva. Eu am profitat de bunăvoința ta de anfitrion, de prieten, și am spionat cu patimă și prin culise și dincolo de culise. Ce am descoperit eu deosebit de frumos în teatrul nostru? Zarvă, forfotă, trepidație, nu isterie, nu nervi, nu resentimente. Cum ai reușit asta? Se muncește, muncind. Ai folosit sintagma teatrul nostru. Eu cred că ăsta este cel mai minunat lucru pe care am reușit să-l facem, sau mă rog, care s-a conturat de-a lungul timpului, poate în ultima vreme a căpătat o amploare mai mare. Faptul că avem o instituție pe care o putem numi teatrul nostru și că oamenii acestui oraș, și nu numai, vin cumva, așa îi simt, ca la ei acasă, o parte din ei, și încep să fie din ce în ce mai mulți oameni fideli acestei instituții. Aici este locul unde, cred eu, animozitățile de orice ordin, politic, social, economic, dispar. Aici vin oameni din toate domeniile, oameni care, cel puțin așa cred, sub umbrela asta a teatrului, a culturii, a frumosului, devin mai buni, devin mai frumoși, devin mai comunicativi și mai buni unii cu alții. Și mai prietenoși. Și mai prietenoși, pentru că este un loc unde, nu știu, interesele cam dispar, este un loc unde nu ne dorim decât să avem lucruri frumoase care să le împărtășim. Unde se produce magia comunicării. Claudiu, din punct de vedere sociopolitic, trăim urât, nu intrăm în detaliu. Are teatrul funcția de exorcizare în vremuri grele și de criză? Eu zic că da. Dovadă faptul că din ce în ce mai multă lume este prezentă aici. Din 2012 încoace, cu din ce în ce mai mulți oameni, din 5.000 în 5.000 mai mulți spectatori, beneficiari, sunt prezenți la evenimentele făcute de teatru. Vorbesc de alte evenimente care sunt într-un număr destul de mare, săli închiriate, serbări și așa mai departe, unde iarăși vin extrem de mulți oameni.
Și am încercat să creăm o atmosferă plăcută, un ambient cât de cât plăcut în măsura potențialului financiar pe care l-am avut până acum, și încercăm de aici încolo să să dezvoltăm ceea ce am început și să să amenajăm spațiile, în primul rând, în care ne primim oaspeții, să arate într-o formă cât mai aproape de... Chiar dacă tu ai o notorietate și un prestigiu deosebit, e bine să precizezi pentru spectatorii noștri virtuali ce ești tu în punctul de pornire, sau cel puțin așa te-am cunoscut eu. Eu te-am cunoscut ca actor. Ca actor cu o declamație, cu o dicție desăvârșită, actorul care recită sau declamează sau interpretează Eminescu cu o pasiune pe care n-am găsit-o nicăieri și o spun fără să-ți fac complimente de complezență. Mulțumesc! Știi de câte ori te-am rugat să ne dai pentru, în beneficiu porților Nordului, recitalul tău Eminescu, un exemplu de loialitate față de cultura clasică. Te-am cunoscut ca actor. Sincer, ți-am spus nu odată, poate chiar neplăcut de multe ori, că n-am avut încredere nici eu, nici alți concitadini ai tăi, că un actor, un actor de vocație, poate deveni un manager, un catalizator al culturii, al actorilor și al repertoriilor. Cum ai reușit, Claudiu? Iubim foarte mult ceea ce fac. E meseria mea de suflet, e profesia pe care mi-am ales-o, pe care o practic și pe care am considerat că trebuie să o duc cât mai aproape de perfecțiune, până la urmă, că tindem așa înspre ceva ce nu se poate atinge, însă tindem. Și de aceea am considerat că este foarte important, în momentul în care am decis că voi rămâne în acest teatru, să fac tot ce e omenește posibil și ce îmi stă în putință ca să pot să fac din profesia mea ceva care să aducă un plus de frumusețe și de bun în viața oamenilor din orașul în care locuiesc și nu numai. Nu te-ai simțit copleșit de povara administrativă? Nu, pentru că aveam am antecedente. După ce am terminat actoria și am profesat, imediat ce am terminat facultatea, 96, la Târgu Mureș, și am venit aici un grup de colegi, am rămas actori ai teatrului angajați. Am mai făcut încă o facultate, facultatea de regie la Cluj, la ZI, regie teatru, în cadrul facultății de televiziune. Și practic m-am dublu licențiat în teatru. Și după ce am făcut și cea de-a doua facultate și am licența, mi-am dat-o cu scaunele de Eugen Ionesco, spectacol care s-a jucat aici pe scena mare, am pus bazele unui teatru independent pe care l-am cultivat cât am putut de bine, cu multă pasiune, cu mult entuziasm, și am, prin intermediul acestui teatru, acestui instrument, am început să cochetez oarecum cu ceea ce ar însemna ideea de manager, de conducător, de instituție. Era o formulă mai simplă cu care de câțiva oameni care ne adunam, făceam câte un spectacol și încercam să-l jucăm în cât mai multe locuri. Mergeam pe ideea de a, dacă nu mergem munte la Mahomet, mergem Mahomet la munte. Făceam spectacole cu personaje puține, cu decoruri minimale pe care să le putem juca în tot felul de locații. Am ajuns și în Germania cu spectacole, am avut două turnee. Și știu că eram foarte bucuros și fericit când am reușit să scot o medie de un spectacol pe săptămână cu reprezentațiile pe care le aveam și participam și la festivaluri. Și încetul lucrul acesta a căpătat contur, teatrul se numea Ararat, avea o asociație culturală la bază și vrând nevrând a trebuit să fiu omul orchestră, adică să și regizez, să și joc, să și produc spectacolul, să-l și transport, eram și șofer, aveam și remorca în care aveam decorurile, să-l și vând, să-l și promovez și așa mai departe. Și atunci pot să spun acum cu
maximă sinceritate că în afară de a fi portar, în teatru am făcut tot. Și atunci... Știi ce am observat la tine? Sigur, om, orchestră, noi am perceput că ești, am mai perceput un lucru foarte important. Mulți încearcă ipostaza de om orchestră și devin risipitori. E bine, la tine nu se poate vorbi de o risipă, pentru că tu dezvolți un proiect de repertoriu, te rog să... un proiect coerent de repertoriu, te rog să dezvolți ideea proiectului de repertoriu. Da, Teatrul Municipal din Baia Mare, și trebuie ținut cont de lucrul acesta. Grotowski parcă spunea la un moment dat, de una la alta, că un artist autentic este acela care reușește să perceapă, să simtă ceea ce plutește în aer la un moment dat și să redea prin arta lui acel ceva. Să simtă care e pulsul. Cred că ăsta este punctul de pornire care, de sprijin, cu care poți să răstorni lumea, sensul frumos al cuvântului, să transformi gândiri, mentalități și să vii în întâmpinarea celor care te înconjoară, pentru că teatrul este o artă colectivă. În teatru nu ne putem permite să fim, să nu ținem cont de gusturile celor pe care îi avem în jurul nostru. Iar Teatrul Municipal din Baia Mare este un teatru al cetății. Pe de o parte, ce înseamnă un teatru al cetății? Înseamnă un teatru care trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor cetățenilor acestui oraș, acestui județ. În primul rând, de aici trebuie pornit. Să știm care este nivelul, de unde pornim și unde vrem să ajungem. Că degeaba noi venim și urcăm în turnul de fildeș și nu avem scări până la turnul respectiv. Noi trebuie să creăm trepte până în vârful turnului de fildeș. Și asta înseamnă repertoriu. Asta înseamnă identificarea unor nevoi culturale care nu sunt conștientizate. Nu e ca foamea, frigul, setea. Nevoia de cultură e ceva care nu e neapărat perceput sau există într-o stare latentă care trebuie să, această stare potențială trebuie să fie activată. Și asta încercăm să facem. Și atunci, pe de o parte un teatru al cetății, pe de altă parte este un teatru de repertoriu care are și e bine să aibă și trebuie să aibă, pentru că toate orașele se străduiesc să aibă, cele care nu au, își doresc din suflet să aibă un teatru al lor, cu actorilor, cu clădirea lor, cu repertoriul lor. Și atunci, actorii existenți în acest teatru, marea mea fericire și bucurie este când îi văd că progresează de la o reprezentație la alta, de la un rol la altul, de la un personaj la altul. Este marea mea bucurie. Ne creștem oamenii pe care îi avem și care au potențial, dar care poate că n-au fost exploatați așa cum ar fi trebuit până la un moment dat. Claudiu, te știu ca ființă, ca factură de o sinceritate devastatoare. Uneori ți se toarce împotriva, asta înseamnă și curajul de a fi pe fața pământului. Ai avut presiuni din partea snobilor, sofisticaților, dogmaticilor și închistaților? Ai simțit asta? Există, am acum să spun, încerc să aplic puterea, tehnica lipsei de rezistență. Aha. Nu știu dacă ai auzit de tehnica asta. Hai, e o tehnică specială. Așa. Și se poate explica printr-un exemplu. Pe un lac, oglinda unui lac, vezi la un moment dat, să zicem, două gâște sau doi rățoi bătându-se între ei. Uh-huh. Și sunt așa, și la un moment, după ce se are loc contactul propriu-zis, fac de două ordinari și după aceea sunt foarte liniștiți. Se relaxează. Se relaxează. Asta trebuie să fie. Și să lași să nu te atingă, pe cât posibil să treacă pe lângă tine anumite lucruri pe care dacă stai să le, să spun, stai să le... să le așa, te înveninează. Te oprește în hipă și atunci oamenii care sunt apropiați și sunt în jurul meu știu deja. Nu-mi dau să citesc anumite lucruri, nu-mi spun ce se nu știu. Și atunci eu pot să mă duc să-mi văd de viziunea mea, de gândurile mele și nu mă mai cramponez de tot felul de mici chestii care până la urmă
mă rog, sunt inerente, oamenii au păreri, sunt subiectivi, poate nu înțeleg anumite lucruri, poate sunt dezinformați, poate e o lipsă de comunicare la un moment dat, poate mai greșim și noi, că suntem oameni, și așa mai departe, dar pe cât posibil aceste săgeți care mai vin, nu, încerc pe cât posibil să le las să nu mă afecteze, încerc să preiau povestea lui Kant cu cerul stelat deasupra noastră. Și bolta deasupra noastră. Da. Ați avut fie și temporar, fie și clipit de sindromul de persecuție, că n-ai cucerit București în metropolă. Virginia, eu am niște satisfacții pe care nu mi le poate lua nimeni. Nu vreau să sune a laudă, dar vorba aia, nu vreau să mă laud, dar îmi place să se știe, totuși. E bine să se știe niște lucruri. Am fost declarat cel mai bun actor al țării. 2003-2004 am participat la un festival la Târgu Mureș. De ce te-am și întrebat? De fapt, singurul festival la care eu, ca actor al Teatrului Municipal, din 96 până în 2004, eu n-am participat la niciun festival cu acest teatru. Primul festival la care am participat în calitate de actor, am luat premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, că așa era rolul. Cu atât mai onorabil. Și, da, pentru că se spune că un actor se vede pe scenă în momentul în care tace. Deci, de vorbit știe vorbi toată lumea pe scenă. Cu tăcutul e mai greu uneori, adică felul în care știi să asculți, să percepi, să... Aici deja e mai complicată povestea. Ei, și în momentul în care am avut acea recunoaștere din partea unui juriu care nu mă cunoștea și pe care nu-l cunoșteam. Președintele juriului era o mare personalitate, din păcate s-a stins. E vorba de domnul Ghițulescu, Mircea, care ulterior, într-un sondaj de opinie făcut în pagina de cultură a ziarului Financiar, în care mai multe personalități ale țării erau întrebate care ar fi top valorile lor a stagiunii 2003-2004, domnul Ghițulescu a declarat că sunt cel mai bun actor într-un rol secundar al stagiunii, a țării, deci numai la festivalul respectiv. În condițiile care, repet, nu-l cunoșteam pe acel om. Mie mi se pare un lucru extraordinar și acea recunoaștere mi-a dat puterea să mă duc înainte și să conștientizez faptul că nu trebuie să fii neapărat undeva în București sau la Hollywood ca să poți să trăiești fericit și să poți să-ți faci meseria și să poți să sfințești un loc, să poți să aduci niște oameni la un anumit nivel. Este important să-ți găsești părerea mea și oarecum aș dori să o împărtășesc și celor care ne ascultă, care ne privesc. Este foarte important să-ți găsești locul potrivit, locul în care te simți bine. Că poate cineva se simte bine într-un cătun, poate cineva se simte bine într-un orășel de 3.000, de 5.000, 10.000 de locuri. Cineva se simte bine acolo, eu mă simt bine aici. Mi se pare un cel puțin deocamdată, consider că e mediul propice și ca mărimea orașului, și ca nivel, și ca fel al fi, de a fi al oamenilor. București, nu știu dacă mi-ar fi dat mulțumirea interioară ca să pot să mă dezvolt. Deci, practic, suntem niște flori care avem nevoie de un pământ fertil și de un mediu fertil în care să putem să înflorim și să ne dezvoltăm. Foarte frumos spui tu lucrurile acestea și întrebarea mea, sigur, a fost cu intenție provocatoare, pentru că ai fi putut fi un om de succes oriunde și oricând. Tu ai ales aici, între prietenii și solul în care te simți tu bine. Și apoi tu nu duci ceea ce se cheamă o formă de activitate izolată, tot timpul ești înconjurat de lume bună venită de pretutindeni, de regizori, actori, ai schimburi culturale, nu ești deloc izolat. Da, gândește global și acționează local, exact, se spune exact. În mediile de afaceri. Până la urmă trebuie găsit un centru, un nucleu unde să te simți bine, unde să poți acționa și să creezi o bază, un nucleu care să dea în jur, să ilumineze în jur cât mai mult, pe o rază cât mai mare. Și acesta nu este un loc întâmplător, am să-mi permit să fac o dezvăluire mai specială, pe care nu m-am gândit încă să o dau presei, însă poate că e bine să se știe, în lupta frumoasă până la urmă, dorința de a transforma acest oraș într-o capitală culturală europeană,
am gândul unui proiect și punerii în practică celor care pot să ajute să sprijine a unui festival al artelor. Nu e un loc obișnuit. Noi acum ne aflăm într-o clădire, Teatrul Municipal din Baia Mare, clădire care este centrul geografic al Europei. Deci această clădire este teatrul cel mai central din Europa, din punct de vedere geografic, al bătrânului continent. Pentru că la 20 de kilometri de Sighet este așa zisa Bornă, unde este centrul geografic al Europei și pe o rază de nu știu cât, deci această clădire este cea mai centrală, cel mai central teatru al Europei. Teatrul este prin definiție o artă sincretică, o artă care include, ține sub, include și toate celelalte arte. Și atunci, ideea mea de a, este de a propune realizarea unui festival de mai mare amploare în acest oraș, pe care l-am propus ca denumire, repere, mituri, identități, un festival al artelor, nu un festival numai de teatru, un festival al artelor care ar avea ca nucleu această clădire. Închipuiți-vă afișul acestui festival, o Europa albastră în care s-a aruncat o piatră în centru. Și piatra este această clădire. Și în jurul acestei pietre, cercuri concentrice sau o spirală. De la o ediție la alta, festivalul anual să capete o mai mare dezvoltare, să fie prezenți la aceste evenimente culturale, mai multe locații, în primul rând, într-o a doua ediție, țările vecine și după aceea cercul să fie și mai mare, și mai mare, și mai mare. Tu deja ai început lucrul acesta înainte să anunți, iată, în premieră ca proiect. Păi suntem acum, de o zi, la finalul regalului partelor proiectul inițiat și realizat deja de tine cu echipa. Este și o formă cu, mai... O formă, o declanșator, un buton. Ea și-a fost a doua ediție, prima ediție, de fapt. Toată povestea asta am făcut-o în jurul Zilei Mondiale a Teatrului, care 27 martie, 20 martie este Ziua Fericirii. Deci numai zile de astăzi, ziua poeziei, a păpușilor, deci toate zilele astea sunt strânse aici în perioada asta. Cred că, virgulă, ca propunere, aceasta ar fi perioada în care ar trebui să se desfășoare la anul, dacă vom putea să extindem un pic aria. Și e o perioadă foarte propice, pentru că și din punct de vedere geografic suntem într-o zonă blagoslovită a turiștii care ar putea să vină să participe la aceste evenimente. Oamenii din alte părți se pot bucura și de schi, încă în perioada asta la noi se mai schiază, sau pot să se bucure și la un pahar de bere pe o terasă. Deci avem o centrul spa și așa mai departe. Deci din punct de vedere al reliefului și al ofertelor potențiale existente stăm foarte bine. Și din punct de vedere al tradiției, nu mai vorbesc, Maramureșul fiind totuși locul unde s-a conservat cel mai bine tradiția. Înseamnă că prin tine, vector ca tine, vector importanți ca tine, schimbăm cumva cinismul din percepția ospitalității. Știi, e o vorbă amară. Suntem ospitalieri că nu avem ce oferi și atunci trebuie să-i primim pe alții. Înseamnă că noi suntem de acum pregătiți cu adevărat pentru oferta exemplară, pentru modele. Ne-am maturizat și comunitar, și intelectual, și spiritual. Sau am fost dintotdeauna așa și n-am știut să ne valorificăm? Eu cred că toate astea există într-o formă latentă în fiecare dintre noi. Totul este să încercăm să nu ne punem prea multe platoșe peste ceea ce e curat, bun și autentic în fiecare din noi. Să lăsăm acel ceva să se dezvolte, să capete putere, să se maturizeze și să iasă din starea de infantilism și să dea roade. De fapt, ideea a ceea ce aș vrea să se întâmple și aș propune să se întâmple este tocmai asta, într-o Europa globalizată, în care granițele dispar, dar dispar și cu efecte secundare și
și pozitive și negative. Oamenii riscă să-și piardă identitatea, riscă să-și piardă specificul, riscă să nu se mai regăsească pe ei înșiși. Și atunci, într-o astfel de conjunctură, vine o implozie de la această piatră care este în centrul, care creează, reverberează unde în jur și ne dă, ne readuce ceea ce este specific fiecăruia dintre noi într-o formă de evenimente, forme de evenimente culturale, le reactualizează, le reactivează. Nu întâmplă doar se numește repere, mituri, identități. Vorbim de spectacole și evenimente culturale, pictură, muzică, dans, nu știu, costume populare, obiceiuri, gama poate să fie extrem de largă, în care să aducem ceea ce este specific unei națiuni la nivel de fel de a fi, la nivel de modele și de repere care pot ulterior să ne ajute să ne regăsim. Cum ne descurcăm cu banii? Cum crezi că o să ne descurcăm? Prima carte pe care am citit-o eu, când eram în clasa a întâia și învățam să citesc, învățam alfabetul, vroiam eu foarte mult atunci și m-am dus la bibliotecă și am cerut o carte groasă, bibliotecare. Și ea nu mi-a dat cartea, dar am grijă să nu mă supăr. Și mi-a dat o carte foarte subțire, cu foarte multe fotografii. Și știi cum se vedea cartea aia? Era o poveste. Întinde-te cât ți-e plapuma. Am înțeles. Avem nenumărate variante. În funcție de lipsa banilor, mie mi se pare o falsă problemă. Un om care dorește să facă ceva, niște oameni care doresc să facă ceva, fac. Și fac atât cât se poate la un cât moment poate dat. Poate fiecare, cum facem și noi cu voluntariatul. E foarte simplu. În momentul în care, e și vorba aia din folclor, dacă te uiți din câte pături e făcută plăcinta, nu mai mănânci în veci. Același lucru se întâmplă, deci putem să trăim, nu uităm, deci începem universalul învățând să trăim frumos între noi, ești de acord? Începem să schimbăm lumea schimbându-ne pe noi, pe noi înșine sau punându-ne în valoare pe noi înșine cu ce avem bun. Pentru că atunci ai un ceva bun la care te poți raporta. N-am brevetat încă, dar îmi aparține ideea exemplului maionezei. Deci societatea, o societate coruptă, care e o maioneză care se taie. Deci găsești acolo un punct în maioneza aia, pui un gălbenă, un punct sănătos pe care dacă îl mesteci, transform toată maioneza aia într-o maioneză bună. Ai, în proiectul tău, sună foarte, foarte respectabil și foarte stilat, dar acolo își va găsi locul și tu ești și un experimentator deosebit. Și Teatrul Strada? Crezi, de exemplu, că acum fenomenul Marioara și Vasilache, bine, în alte proporții, trebuie îngropat în colespe de neîntrebuințare? Virginia, Enescu spunea că muzica e de două feluri, bună sau proastă. Spun și eu la fel. Evenimentele, spectacolele sunt de două feluri, bune sau proaste. Faptul că e Mărioara și Vasia, asta nu înseamnă că poate să fie ceva de dacă este adus și e făcut cu convingere și cu un gând care să se potrivească pe ceea ce se întâmplă în zilele noastre sau care să poată să atingă ceva în sufletele, în mințile celor care vin să vizioneze, e un lucru bine făcut. Mă gândeam la formula stradală deja. Ai avea... Dar noi am încercat deja, Virginia, deja. Suntem la a treia ediție a festivalului Excepțio. L-am numit noi, poate să capete și o altă nume, un alt nume, de stradă, studio și spații neconvenționale. În fiecare an, din 2012 începând, 2012, 2013, 2014, din 2013 începând, astăzi, anul acesta ar fi a treia ediție, sunt prezente școlile de teatru importante din țară, Clujul, Iașu, Timișoara n-a făcut, Clujul, Iașu, Târgu Mureșu, Bucureștiu, cu spectacole de licență, spectacole de masă, care sunt căutate și selectate tocmai pe acest criteriu de a putea să se joace în spații
studio sau neconvenționale sau pe stradă. Și se bucură de foarte mare succes, zic eu. Firește că, revenind la ideea de, de dinainte, în măsura în care acest festival al artelor pe care mi l-aș dori să ni se întâmple tuturor, că e ceva care ar veni în ajutorul, în sprijinul tuturor oamenilor din acest oraș, în primul rând, indiferent din ce domenii vin, afaceri, politică, economie, social și așa mai departe, dacă acest lucru se întâmplă, ideea este ca el să capete o amploare din ce în ce mai mare. Asta înseamnă că numărul locațiilor în care se vor desfășura sunt evenimentele devine din ce în ce mai mare. Inclusiv da. Spații comerciale, cum spuneam eu cândva. Doamne, de ce n-ar avea loc un cadru dramatic într-un spațiu comercial X? Am jucat în astfel de spectacole. Ca să le aducem oamenilor aminte că mai trebuie să ne și jucăm în viață, nu numai să jălim, să ne lamentăm, să disprețuim și să urâm. E o luptă până la urmă. Asta este o luptă împotriva cultului urii din care am ieșit în 89 și de care, din păcate, încă nu ne-am vindecat. Da, dar avem un scop. Avem un scop. Și eu, din câte știu, mai avem și un sprijin și chiar un îndemn și chiar inițiativă și din partea primăriei de la Baia Mare. De ce să nu recunoaștem? Că nu facem numai noi începutul, mai sunt și alții, chiar primarul orașului Baia Mare ține trup și suflet la proiectul Baia Mare Oraș Cultural. Este un lucru foarte important, e bine că se întâmplă astfel de lucruri și ceea ce am spus eu până acum, de fapt, este un ceva ce mi-aș dori să vină în sprijinul acelor, că am și spus la început, acelor care au potențialul să dezvolte și să transforme în realitate aceste visuri. Practic, toată lumea își dorește să aibă un trai decent, un nivel de trai cât mai ridicat și atunci, în măsura în care noi putem să ajutăm sau să sprijinim ideile, gândurile celor care, care conduc, suntem clar în Claudiu, slujba visul primarului, visul tău, visul comunității devine și visul nostru al porților Nordului. Vă susținem și ne susținem reciproc cât putem și îți mulțumesc pentru dragă leșenie și bunăvoință. Și eu îți mulțumesc foarte mult și vă așteptăm pe cei care treceți prin Baia Mare sau sunteți deja în Baia Mare să veniți într-un număr cât mai mare la evenimentele culturale care se întâmplă la Teatrul Municipal și la secția Păpuși zilnic. Și cei care ați plecat din Baia Mare, mai aduceți-vă aminte de Baia Mare, pe unde sunteți, în Australia, Statele Unite, în Europa, urbi et orbi, accesați porțile Nordului, accesați site-ul Teatrului Municipal Baia Mare, accesați tot ce se întâmplă aici și dați veste că noi suntem deja în spirit, până la fapte deocamdată, un centru cultural Mundi, da. Axis Mundi. Axis Mundi. Mulțumesc. Ne dorim și noi același lucru.